Zi așa, în pădurea cu alune, asta e În incantația. pădurea cu alune avea acasă doi pitici, vine pupăzat Nu, și nu, nu, vine spune, Mădălin și spune, că așa mi-ar să mie. vine Mădălin și spune, lasă-mă dracu aici. Bă, mașina mea ce culoare e la tine? Roz. Salut și bun venit la un episod nou din GTA 5. E bine, oameni buni aici cu Mădălin, cu Costi, deci nu-i dați acolo de multe, multe like-uri, astăzi facem din nou parkour, continuăm să zic așa playlist-ul nostru cu Air Germany, cu dăștia, cu toți băieții, deci băieți, pentru început, nu uitați acolo de multe like-uri, dăștia, cum vă place vouă, ce mai vreți voi, subscribe-ul și alte chestii, așa că hai să vedem care-i treaba aici cu benefactorul. Ce faci, băi, Costa, că ești benefactor? Băi, benefecta mea, hai tu să mi-l benefectezi. N-am înțeles nimic, mai vorbi așa rapid. Bă, așa spunea și mie doctorul. Ce bă, că, uite, că tot ne luăm cu poveștile și așa. Când eram mic, am avut o problemă, am avut un neg, gen sublimbă. Și, da. Și când am fost la, nu știu cum se numește doctorul ăla pentru dăstea, cred că dermatolog, am fost și m-a întrebat cum mă cheamă, știi, și face, vorbește mai copilule, mai rar, că nu înțeleg nimic. Așa și tu, a? Bă, da, îmi dăduse, mi-am aminte că astea nu sunt niște pastiluțe foarte mici pe care trebuie să le țin sub... What? Unde e checkpoint-ul aici? Îl luași? Nu. Costi? Unde naiba e? Aaa, ajutor? Aaa, știi ce trebuie să faci? Eu știu. Aha, gata, m-am prins. Ba, nu m-am prins, cum? Pe aici, pe lateral, nu? Da, mă, tată, pe aici, uite. Aha, hai că pe da. Unde mor? Gen, pe aici, pe lateral. Pe care parte? Pe partea pe care vrei tu. Cred că e aceeași chestie. Uite. Aaa. Cred, dar trebuie să ții prea, trebuie să iei din prima, dacă nu, nu-ți mai urcă. Fă cum ești cunoștință cu asfaltul. A, cred că ideea ar fi să dai F dacă nu-ți iese din prima, ca să nu stai să te întorci. Hai că o făcui. Aha, mi se prinsă cauciucul în rata stângă de la picior. Mă bloc, what? Uite-și tu la mine cum mă blocai, Costi. Vezi? Și nu mai urcă, uite-și tu unde mă blocase, m-a ajuns să-mi aproape. Ia hai să o luăm, dar dacă o iei încet degeaba, că nu poți să o iei încet. Ok. Cred că vom sta aproximativ 37 de ani, 5 ani lumină, pe aici. Dar uite-le și tu, frate, dacă te oprești un pic, te-ai dus. Costi. Costi, o făcui. No! Deci un pic dacă piști marginea, te-ai dus, să știi, deci ai grijă. Ai grijă cum o iei, că nu prea e bine. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu te cred. Costi, am picat. Du-te, 1437 de ani lumină. Costi, am picat când eram sus, ai văzut? Da, eu cer să-l hackuiesc ăsta. Nu poți să-l hackuiești. Stai, mă. Încă suța cu... Cum era? În pădurea cu alune, aveau casă trei pitici. Vine Mădălin și spune, trebuie să fii mai... frumoși. O făcui, Costi. O făcui, tată. Ai văzut, Costi, trebuie să fii liniștit în viață, mă înțelegi? Costi, tu încă vrei să fraierești mapa? Costi? Încă vrei să fraierești mapa? Nu-mi iese. Păi nu, ia-o și tu calcula ca mine. Ia-o și tu calcula ca mine. Deci așa, trebuie să cânti în pădurea cu alune, bine? Și după-ți merge. Cântă și tu, hai, te rog. Și îți merge, fii atent. Pe bună, nu glumesc. A? Nu știu. Zi așa, în pădurea cu alune, asta e incantația. În pădurea cu alune avea acasă doi pitici, vine pupăzat. Nu, 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 vine Mădălin și spune, că așa mi-ar să mie. Vine Mădălin și spune, lasă-mă dracu aici. Ia vezi acum dacă poți să treci. Deci, nu! Aproape ți-a ieșit, nu-i așa? Mai zi o dată și după aceea ți-e garantat. Deci, bă, Costi, e o chestie de, cum să zic eu, de vorbe la mijloc. Mă simți că-s vrăjitor. Deci văzut și tu, Costi, cât de bun sunt la modul că... De naiba trebuie să mă duc, mă, trebuie să fac vrăji, incantații, voodoo să fac mapa asta. Ok. Mă doare șira spinării la cât de strâm stau la birou de ca să fac harta asta. Mă doare șira spinării. Săracu. Săracu de cine? De mine? Da, de tine. Bă, Costache, măcar o trecui, băi. A, nu știi, știi de ce mă durea? Am o pătură, că mi-e frig. Și o țineam la spate și o țineam gen mai sus de spate și gen mă durea spatele. E ok. Nu știu dacă ai înțeles, dar nici eu n-am înțeles. N-am înțeles nimic cu explicațiile tale. Da, da, da. Gen, am pătru asta și mă ține de cald. Și o țin la spate în zona lombară, unde se ține
unde ai pernă de la scaunele de gaming, știi? Și pentru că am scaunul de gaming, o țintă acolo, știi? Dar gen, aveam pusă mai sus și mă doare spătonogul, înțelegi? Ai povestea. Ai povestea lui Arapalb, înțelegi? Am ținut că ai găsit. Gata, tata, o făcui și pe asta. Bă, Costi, eu sunt prea bun așa de fel. Uite-mă că și trișez. Cred că cu ATV-ul ăsta nu prea ai cum să trișez, crede-mă. What? Bă, era să iau checkpoint-ul din mort, din poziția mort. Mă dălim și glumele. Bă, cred că nu prea pot să trișez, aparent. Ar merge, dar merge cam prea greu. Nu e greu nici aici. Da, ba da, mai bine trișeam. Bă, Costi, știi cum e, în viață, dacă poți să trișezi, trișează, știi? Nebol. Bă, tu vezi că în aer nici măcar nu merg controlele la prostia asta de corcitură? Fii atent, când trec prin tufiș cu prostia asta, mi se agață de tufiș. Zici că e baston de ăla. De-l bagi prin iarbă. Gata, mă, trișai. Gata, mă, Costache, ce bine să trișezi în viață. Tu nu mai trecuși de prima chestie? Nu. Nu te cred. Ba, da. Nu te cred. Nu au trecut. Bă, Costi, bă. Aole, ce rău îmi pare. Eu sunt că am experiență de aia de nubi, cum s-ar spune. Am experiență de aia de... Nici, e prima dată, bine, a doua oară când conduc asta, dar n-am făcut nicio cursă cu prostia asta. E a doua oară la tine. Păi da, dar am condus-o gen pe Ciliad, mi se pare. Era tunat atunci, acum e netunat. Am și farul pornit, îl opresc ca să ai mai mult sky putere. Bă, Costi, oprește farul și ai mai mult sky putere, pe bune. Cum îl opresc? Trage mai bine mașina dacă oprești farul. H de la hipopotam. Oprește-o și acum îl trage mai bine, acum ai 3 cai, jumate. Nu glumesc. Dar mă, știi că gen, bine, la motoarele de diesel sau, mă rog, pe benzină nu prea contează dacă ai farurile pornite. De exemplu, la mașina electrică probabil contează acolo cu, nu știu, cu un sfert de cal. Știi ce zic? Că na, dacă te gândești acolo folosit doar curent. Bă, Costache, ce pui mei frate cu ATV-ul ăsta? Dar fii atent, ăsta când treci cu el pe lipsa de nivelare se rupe de la jumate, mâncați, și fii atent. Deci, trec eu acum, peste asta, uitați-vă băieți cum se face, fii atent. Ia uite-l, zici că se rupe de la jumate, frate, și că e da pe datoria ATV-ul ăsta, Costi. Și că e de la licitație online și a costat 50 de euro, ești nebun? Ok. Zici că e de la de copii. Ok, încet. Să mergi încet cu ăsta. Că uite cum faci, dacă e un pic a dreapta. Hai mă, Costi, nu mai trecuși de acolo? Nu. Nu te cred. Deci fii atent, iau încet, cât de încet poți... Ai, că mai e încet. Asta aproape... Pe tine cursă vorbești. Ok, Costi, nu o să mai vorbesc, o să fiu tăcut, bine? O să fiu tăcut ca șobolanii de pădure, să fac kits. Sau cum faci un șobolan? Hai mă, tăi! Produc alergii, Costi. Gastrice. De ce cineva nu merge la TV-ul ăsta? Pres fă să-i zici lui bunică. Am înțeles, chiar apăs fă. Pă bune, hai să vezi când ajungi aici, dacă ajungi vreodată. Deci faci... Păi terminai mapa, mă, Costache, mai băgăm una în clipul ăsta, că e prea scurt. Nu, stai un pic. Prea târziu, Costache. Ia mă, Costache, pe unde îți petreci veacul? Nu o făcuși, bă. Exact acolo unde ești ajuns să simt și eu și mă blocai. Și degeaba ajungi acolo, să știi. Vreau să-i vă spa... e Cadillac-ul ăla, mai faină mașina din spate, dar din față, nu prea. Nu știu ce să zic, Costi, din față zici că e Dacia Papuc Logan, sincer. Dar mă rog, asta să fie problema noastră, Costache, noi suntem fericite. Știi ce n-am făcut eu pe clipul ăsta pe care le-am filmat noi astăzi? Eu n-am verificat sunetul și mi se pare ceva suspect. Mi se pare că în momentul în care vorbești tu pe OBS, vorbesc tot eu. Gen. Ok, e complicat, Costi. Lasă-mă în pace, am probleme. ce prost. What? Pune-te să o luăm aici. Unde? Pe pod? Nu, pe pod. Pe aici? Bă, dar e enervant mașina asta. Bine, e faină, merge fain, dar e nasol că e lungă, știi? E lungă ca mintea mea. Bă, dar e fain că cobor la vale, tata, și măcar nu mai e așa, știi ce zic? Nu mai e enervantă. Bine, hai că nu mai e enervantă dacă e. Ce prost sunt, că mă pot să semn bine, văzuși? Dar uite, dacă dai F te pune perfect și nu trebuie să mai dai nici stânga, nici dreapta. Ok, să nu te iei viteză mare, Costa, că nu știu cum să-ți spun, dar trebuie să pui frâna. Bă, de ce ți-ai spus să ai, mă, că nu trebuie să-ți spun. Am trecut cu tot cu viteză mare. Pă bune? Te opri și aici, nu? Ti se împotmări roțile, nu? Nu, mă opri eu. Cum? Simplu, cu șmecher.
Cum N-am pusă-și avut frână în grijă de aer? maxima. Cum pusă-și frână în aer? Da, n-am avut grijă de maxima. Aolo. Ai, mersi, Costi. Cum facem aici? Nu poți să faci nimic? Nu. Nu te cred. Ba da, merge. Vino să mă împingi pe mine. A, dar nu e coliziune, parcă. Nu ne putem împinge. A, bă, că trebuie să meargă să faci ceva. Eu nu mă las. Merge, mă, omule, uite că o făcui. Gata, uite, mă întorsăi. Ai că da. Glumeam. Îmi iese fum din cauciuc. Merge, mă, Costi, dacă îți dai așa în ce bătrânește. Să duci pe ca nebunul. A, da, bine, ajuns să-și stăt înaintea mea. Bă, mi s-a stricat motorul. A, ba nu, mi se păr mie. Gata, one, să nu spui că nu-i checkpoint aici. Costi, de ce nu-i checkpoint? Că mă sperie. Cum naiba au făcut și tu aici? Ok, șo. Unde-i checkpoint-ul, Costi, că nu mai pot? Cum fac aici? Să mă duc cu viteză? Du-te, nu cum te foarte mare, dar da, trebuie aici. A, e la fel ca alelalte, aha. Gata, mă luai și eu checkpoint-ul, ești nebun. Bă, Costi, mă speriați-mă așa un pic, crede-mă. Zisei că mă ia cu pe sus. Și ce zic? Și zisei că, bă, ce punii mei. Bă, mașina mea ce culoare e la tine? Roz. Cum, roz? E albastră. Dar nu-i roz. Să mor tu, jură-te. Roz. Nu te cred, a ta e roz. Ba da, e roz. Și a ta ce culoare e? Okay. A ta ce culoare e dacă a mea e roz? Păi nu, a mea e roz. Păi, wow, aia ziceam și... Mamă, Costi, cred că între noi are ceva probleme gastrice. Gastrice. Aoleu, păi și-a mea ce culoare e, mă, dacă ta e roz? Nu știu, cred că am voastră. Ok. Păi și-o ce spusei până acum? Cum, ce? Ce galbenă. Să mor tu că e galbenă. Ok, cred că eu sunt daltonist. Albă? Da. Cum o să fie albă? Eu văd albă. Ok, e albast toată ziua. E alb de la perlat sau ce, că nu înțeleg. Nu înțeleg. Nu te înțeleg. Nu-ți înțeleg insistențele, aș putea spune. Nu. N-ai bai mă asta aici. What the fuck, balon de speria copii. Balon de speria copii? Da. Da, la de zicea, nu știu de tine, Costi, dar mi-aduc aminte de prima zi de grădiniță de acum 100 de ani. Când m-am dus și am primit un cadou, un balon de ăla. Dar fii atent, am fost printre ultimii care a salut să ia balon, că era mai așa, mai rușinos. Și ghișe, ceilalți copii, bine, majoritatea primiseră balon de ăla în formă de câine. Și ghișe, eu am primit în formă de sabie. Și îmi doream și o câine. Da, bă, câinele a fost mai vândut decât sabia. Eu ca prost am primit sabie, dar bine, după aia... Bă, eu vreau sabie. Tu nu primeai la grădiniță în prima zi de grădiniță? Naiba, nu mi-am zis cum a fost. Eu odată mi-aduc aminte că am primit, bă, dar cât de mare e prostia asta. Am fost în trei grădinițe diferite. Da, și eu am fost la două grădinițe, că gen s-a schimbat, dar gen aceeași învățătoare am fost. A, te-ai mutat tu și practic ți-ai mutat și grădinița automat. Și mi-am mutat la una de aia cu porul, eram curs până la 12. Am stat acolo un an, iar apoi m-am mutat la alta. Mamă, ce vitezoman sunt! Vitezomanul Gică! Și-a luat mașină mică! Albastră e culoarea! Ai zis, și ai stat un an, a? Am stat 2 ani. 2 ani? Da, mă, că nu știu de tine, dar eu aveam cum ar veni 3 clase, una lângă alta de grădiniță, și aveam una care era și vecina mea și n-o suportam, frate, deloc. Gen, dacă întârzia să zic așa învățătoarea mea și trebuia să stau la aia sau să stăm toată clasa la aia, nu era de bine. Nu era de bine, înțelegi? Da, așa o să fac aici. Unde ești? Am luat ce pătru. De la cum picai, de acum am picat. Mă sparg, ha. Bă, cine spargi cu ăsta? Că parcă tu erai omul care nu dă rage. Păi nu, bă, era de astea de spart. Erau de la de spart tastaturi și astea, nu? Gata, tata, luai checkpoint-ul. Așa te vrea fiule. Ce-ai zis, mă? Ok, și să spargem pereții, Costi? Da. Ia. Hai că spargi pereții și ajungi în autobuz. Daună totală scrie pe mașina mea. What? Naiba, frate. Bă, mi s-a prins. Bă, what? What? S-a spart farul, băi! Râs, tu râs, dar farul ăsta costă mai mult decât mini cupărul ăla din
episodul 3, sau decât ATV-ul ăla. Nenorocit de la începutul clipului. Ce zici? Că ATV-ul ăla e destul de scump, chiar atent. La. What? Unde trebuie să o luăm pe aici? Ah, pe lateral, așa? Mergi pe pereți? Ah. Da, da. Nu mai mergi pe pereți, că nu e problema. Ai, bă, sparanghel. Sparanghel. Sau nu știu ce înseamnă sparanghel. E un fruct. Sau o legumă. Dacă tu nu știi, eu coată mai puțin. Păi nu știu ce ar trebui să știu, dar sună bine. Cred că e o legumă, ceva. Am văzut și un film, îți dai seama. Atât. Ce? Ce ai zis? Doar că e un aliment. Mersi. Așa de... Păi și cum sunt? Dulce sau acru? Nu știu. Nu știu cum arată. Zi dulce sau acru? Nu mă întreba. Zi așa, dulce sau acru? Acru. Bă, chiar așa de acru mă vezi tu pe mine? Da. Mă credeam că zici că sunt dulce. Bă, când trecuși? Trecui pe naiba, că picai. E din nou de-aia cu tub de-aia de nu-mi place mie. Și trebuie să stai pe dreapta și stânga. Nu te cred! A, îl trecui și eu, mă, că mă luai după tine. Bă, dar nu știu, mă, cum ai tu noroc la astea cu din astea. A, iar, mă, prostia asta de mers pe bară. Păi ce, mă, sunt de-aia, cum se numește, striptease? Să merg pe bară. A, nu, ăla dansează la bară, nu merg pe bară, corect? Prână, băi. Băi, Costache, în viață trebuie să fii rapid și să dansezi la bară, mă înțelegi? Dacă mă să întreb de ce, e bine este sănătos să dansezi, ok? Faci mișcare, faci și bani. Ok, hai să terminăm cu glumele proaste pe ziua de azi. Ne-am luat doza de glume proaste, prieteni. Nu uitați acolo de un like pentru glumele proaste de lui Madalin și... Gata cursa? E gata cursa, brodere. O, știu când e gata cursa, când vrea Dumnezeu. Era fain să ne arătă și nouă câte checkpoint-uri mai sunt, să știm, bă. Ai, că era să mă duc, era asta pe sfârșit, din greșeală, nu știu de ce. Și ca să-ți dai seama, nu avem checkpoint. Bine, e aici lângă mine, dar... Unde ești tu e greu. Nu e chiar așa aproape. E fain, sunt faine cursele astea cu checkpoint-urile mai depărtate, dar... Ba nu. Bă, da, că e mai challenging și te enervezi mai mult. Crezi că mi-e place să mă enervez? Da. Se vede pe fața ta când îți place. Bă, Costi, eu te cunosc pe tine după sandale și pot spune că îți place. În primul rând nu port sandale. Îmi pare rău. Bă, știi ce îmi doresc eu? Să fie bine cu sunetul pe filmare, că eu nu verific, ai niciun episod. Na, dacă nu se aude bine pe filmare, practic am pierdut vreo 3 ore de muncă. Practic, 2, 3. Cred că nu e așa de rău. Nu e așa de rău. Doamne ferește, zi, dă-ți peste gură. Sunt doar 3 ore. Da, Costi, atât am pierdut dacă e. Scrieți la mine în comentarii, băieți, dacă vedeți. Da, bine, vă uit chiar așa, băieți, dacă vedeți videoclipul ăsta înseamnă că totul a fost bine. Descrieți și voi acolo, nu știu, e bine în comentarii, hashtag e bine, nu știu. ca să-l încurajați pe Madalin. What? Să-l încurajați pe Madalin din viitor, practic. La eventual din trecut, dacă știi ce zic. Bă, ce ai, mă, Costi, că mă uitam acum câteva zile la live-urile mele de acum un an, doi. Bă, frate, așa de nostalgic e. Gen, știi ce zic? Să te aduce aminte unele momente, frate. Aia e fain, știi, când faci tu, că practic îți aduce aminte de momente, așa, știi, unice, oarecum, știi? Pe care le faci, așa, pe video-uri sau, na, nu amintiri nu pe care le zici. Ce zici? Nu iau. Uite pe aici. Mă, Costi, mă, tata, că nu e așa gre... Aulu. Cum unde, bă, finish-ul? De la favorit. Tu de la favorit? Da. Ok. Tu de la Ford Focus? Tu de la Trash, fă, firia! Au zis, Costi? Ok. Gata, am zis că termin cu glumele proaste, nu? Ne, nu m-am putut abține, scuze. Costi, tu, eu când zic glume, tu plâng sau râzi? Pe mine s-a dat capete, râzi. Ah. Dar asta e de bine? Îmi dai seama cu ambele capete. Ah. Ok. Asta a fost o urare de bine? Okay. Asta a fost o urare de bine, nu? Rău. A, mulțumesc. Ok. Da, băiesc, cam asta o să fie episod. Hai că da, hai că e. Ok. Nu cred că a râs nimeni la gluma ta, Costi, dar e ok. E ok. Ce se aude? A? Ce se aude? Ce se aude? Nu. Păi pe mine mă întreb ce se aude! Se aude bunica, nu știu ce se aude, care face zacuscă. Glumesc. Am la final. A?
Mă ce final. Să rămân broadele, îți dau DNF, că vreau să văd cum se aude filmarea. Nu de alta, dar măcar să plâng după aia, știi ce zic? Să nu plâng după, înțelegi? Măcar să plângem amândoi eu, că nu merge filmarea, tu că ții DNF. Doamne ferește. Zi Doamne ferește, Costi. Iar e mă tunele dălea urâte. Bă, dar nu știu ce mi se pare că mapa asta mai făcut odată. E exact ca aia cu tunelele din episodul trecut, Costi, exact. Da, e diferită până aici. Dar asta e un pic mai mare, cu tunele mai mari. A, nu e mă la fel, dar seamănă, gata, ajuns să e la finish. Acum, băieți, o să vină momentul adevărului. Îmi merge filmarea sau nu merge? Știi ce zic, Costache? Deci, doamne ajută. Hai să-i dăm DNF-ul Costi, că nu mai... Da. Nu se mai poate cu el. A fost rău, nu o să mai vină nici Moș Crăciun la el. Corect? Bă, chiar asta că tu îi scriai scrisorul lui Moș Crăciun? Bă, când eram mic, da. Ce-i ziceai? Ce bă? Dragă Moș Crăciun, Gradă Moș Crăciun, îmi doresc și am fost cu minte, a? Da, am fost cu minte, am ascultat pe părinți. Eu odată am scris și la calculator cu sorul mea și eu scriam fără căciulițe, că nu știam cum se scrie, că na, după săge și așa. Bă, te-am zis să nu o termin. De ce? Ia, erai și tu aici? Păi da, bă, de ce nu mi-a lăsat și aminte? Că uitai, crezi că ești departe. Hai că o termin, mai două, mai una. Mai ai două. Dacă te grăbi, da, nu, cred că mai ai timp. Da, nu mai ai. Ce să zic, bă băieți, Doamne ajută, din greșeală sunt un prieten foarte rău, îmi pare rău cu Costi, sper să nu mai ierzi pentru asta. Dar bă băieți, în mare parte că o să fie episodul, sper că v-a plăcut, un episod destul de lungut, adică bine, cred că la voi o să fie vreo 20 și ceva de minute. Eu am fost Mătălin, a fost Costache și ne sigur ne vedem la viitoare, bine? Multe like-uri, subscribe-uri. Pa. Hai băieți, vă pup, pa, pa. Haide!